Așa, dar să trecem să citim întrebările acestea. Le-am zis la frații, rugați-vă să nu țin cât o predică pentru fiecare întrebare, că ar fi foarte lung. Pentru că există pericolul acesta. Și iată ce ne întreabă niște prietenii noștri pe care, sigur, vă rog să aduceți aici. Te-am văzut în fiecare seară prezenți aici și acum ne-au adresat întrebarea lor. Întrebarea lor sună așa, vă rog să nu plecați de aici până nu ne explicați cum despărțiți dumneavoastră păcatul de păcătos. Nu am să spun treaba aceasta, cum despart eu păcatul de păcătos, dar am să spun cum ar trebui să despărțim păcatul de păcătos. Este un mare om al lui Dumnezeu, numele lui este C.S. Lewis. Și el scrie în una din cărțile lui așa. Deci eu am crezut multă vreme că expresia aceasta a despărțit păcatul de păcătos, adică a urât păcatul cuiva, dar a iubit pe omul acela, eu am privit expresia aceasta ca pe o simplă sofistărie. Și am zis până într-o zi, când mi-am dat seama că, fără să fiu conștient, eu practicam acest lucru. Eu, într-adevăr, despărțeam păcatul de păcătos, uram păcatul și iubeam pe păcătos, într-un singur pas. Și care era casul acela? Ghiciți! Era propria lui persoană. Ați văzut când facem noi o greșeală? Ce ai făcut, mă? Sau ce ai făcut, dragă? Și ce începem noi să facem? Mai să spun cum a fost, mă. Uite asta, să vezi, cu tare, a venit, tocmai atunci, și imediat explici. Și ce faci când spui așa ceva? Tu condamn păcatul, dar îl spui pe păcătosul ăsta și rămâi prieten cu el mai departe. Adică pe tine. Și Mântuitorul spune acolo să îl spui pe aproapele tău cum? Cum te spui pe tine însuți, cum te ierți pe tine, cum te admiți pe tine, cum te înțelegi pe tine când greșești și spui și te lupți să-l convingi pe altul că păcatul e rău, dar tu ești bun. Cum faci acest lucru cu tine, acest lucru trebuie să-l faci cu toți cei de lângă tine. Dumnezeu privește păcatul din viața noastră ca pe un intrus, nu ca pe ceva ținând sau aparținând de viața noastră. Și noi trebuie să facem la fel. Noi nu trebuie să justificăm păcatul, să-l apărăm, să-l diminuăm, să-l diluăm. Nu! El trebuie denunțat în propria noastră viață. Ați văzut când David vorbește de păcatul lui? Zice, împotriva ta, numai împotriva ta, am păcătuit, am făcut ce este rău. Nu există nicio explicație, nicio justificare la el. Dar, el îi spune Domnului, Doamne, adu-ți aminte de mine, nu de greșelile mele. Vă place ca Dumnezeu să-și aducă aminte, îți place ca să-și aducă aminte de tine și nu de greșelile tale? Ne place. Foarte mult. Du-te și fă acest lucru, spune Mântuitorul, și aproape de tău. Privește păcatul din viața lui, nu ca fiind ceva care ține de el, ci ca fiind produsul satanei în omul acela. Fiindcă cel ce greșește și păcătuiește, prin însuși acest fapt, este o victimă. E o victimă a diavolului omul ăsta. Acum, după ce e victima a diavolului, eu vin și mai pun în spate cine știe ce alte pietre de moară ca să termin lucrarea care a început-o satana. Nu. Ați văzut când a vorbit Dumnezeu în prorocia lui prin Balaam despre Israel, acolo în tabără. Zice, Domnul nu vede nicio nelegiuire în Israel. Nici un păcat în Iacob, nici o nelegiuire în Israel. Păi nu era acolo așa ceva? Păi ce s-a întâmplat imediat acolo? Ce s-a întâmplat cu fiicele lui Moab acolo? Ce s-a întâmplat în tabăra aceasta? Domnul spune, el nu vede nicio nelegiuire acolo. De ce? Ce vedea Dumnezeu acolo? Cine știe? Vedea jertfa de pe altar. Jertfa necurmată era acolo și Dumnezeu privea pe Israel prin Iisus. Astfel suntem noi chemați să privim de aproapele nostru prin Cel care a murit pentru mântuirea noastră a tuturor.
serviciile divine din sabat au tendința să fie transformate de către pastori în transmiterea de informații cu caracter turistic, arheologic și de orice altă natură, fără să le aibă în centru pe Hristos. În numele Bisericii primează descoperirile savanților și ale specialiștilor. Asistăm la o alunecare subtilă a Bisericii către slujbe moderne, pastori moderni și principii actualizate moderni. Ce părere aveți? Bună întrebarea ta. Cine a adresat-o? Mulțumesc că ai adresat întrebarea. Cred că noi trebuie să fim oameni moderni. Adică să fim oamenii vremii în care trăim noi acum. Pavel spune, cu iudeul m-am făcut iudeu, cu grecul m-am făcut grec, cu cel modern m-am făcut modern. Dar cred în același timp că Dumnezeu este același ieri și azi și în veci. Și ce a spus El că este păcat, nu a devenit acum nepăcat. Nu. Acest lucru rămâne așa cum El l-a spus. Faptul că slujba de aici nu este cristocentrică, adică să aibă pe Mântuitorul Hristos Iisus în centru, acest lucru este într-adevăr o mare primejdie și cred că stă la baza uscăciunii spirituale, stă la baza întunecării și nefericirii membrilor bisericii, a tensiunilor care domnesc acolo. Aceasta este adevărata cauză. Pentru că acolo unde domnește Hristos, acolo aceste lucruri nu sunt văzute. Unde nu e El, se vede așa ceva. Renoi spune că orice slujbă care o facem noi aici, dacă nu are pe Domnul Iisus Hristos în centrul ei, este jertfa lui Cain. Predica pe care am ținut-o puțin mai înainte, cea pe care o voi ține după aceste momente de întrebări și răspunsă, dacă nu vor avea în centru persoana Domnului Hristos, indiferent cum sunt acele predici, ele sunt jertfa lui Cain. Pentru că Mântuitorul a spus, scripturile, ce fac? Vorbesc despre mine. Și Dumnezeu să ne ajute ca orice serviciu și orice slujbă să fie așa cum a definit Mântuitorul. Ele vorbesc despre mine. Cineva ne întreabă de verighetă, de purtarea de scule de aur. Am primit încă o dată întrebarea aceasta. Ea era completată cu întrebări legate de îmbrăcăminte și de toate celelalte lucruri. Acolo unde în Cuvântul lui Dumnezeu nu există un limpede așa vorbește Domnul într-o privință sau în alta, Apostolul Pavel spune într-o astfel de situație, vă sfătuiesc eu, nu Domnul. Uite, am și eu un sfat personal, zice el, părerea mea în această privință. Acolo unde nu există un așa, zice Domnul, direct explicat în Biblie, noi trebuie să privim acea problemă în lumina întregii descoperiri a Cuvântului lui Dumnezeu. Ca o linie generală la toate aceste aspecte, vreau să spun ce a zis Apostolul Pavel. Nu faceți nimic care să fie pentru aproapele vostru o pricină de potignire. Pentru mine, spunea el, a consuma carne jertfită idolilor este nimic. Deci carne jertfită idolilor pentru mine este nimic, zic eu. Eu aș putea mânca fără niciun fel de problemă. Dar dacă acest lucru devine o problemă pentru aproapele meu, spune el, în veac nu mă voi atinge de așa ceva. Ca nu cumva să potignesc pe cineva. La fel cu îmbrăcămintea mea, la fel cu purtarea mea, la fel cu vorbirea mea. M-au căutat de multe ori, frați, după câte o predică și mi-a zis, frate, nu merge să spui m-a dat vorba asta acolo la predică. Ia să m-a dat bine și curăță-te de vorbe de felul acesta. Și m-am silit cu ajutorul Domnului, dar sigur, asta este dorința mea, nu spun că s-a realizat lucrul acesta. Dar să avem în vedere, ca nu cumva să fim potignire, spune Biblia, nici pentru poporul lui Dumnezeu, nici pentru cei din afara poporului lui Dumnezeu. Fie într-o privință, fie în alta. În același timp, să învățăm să respectăm relația fiecărui om cu Dumnezeu. Nimeni să nu se facă conștiință pentru altul. Stai că nu, tu nu ai conștiință. Eu sunt conștiința ta, că dacă se întâmplă așa, atunci o să avem ceva de tipul Reichului german. Da? Când l-au judecat pe Göring, la Nuremberg,
l-au întrebat, dar tu nu ai conștiință? Când ai omorât atâta lume? Și el a zis, conștiința mea e Führerul. Adică Hitler. Aceasta e conștiința mea. Nimeni să nu devină conștiință pentru altul. Ellen White vorbește despre semnul lui Cain, despre care scrie acolo în Genesa, Dumnezeu a pus un semn lui Cain. Zice asta, acesta este semnul pe care îl poartă toți aceia care încearcă sau vor să devină conștiință pentru altul. Cain a vrut să fie conștiință pentru Abel. Dacă Abel nu ține credința așa cum zice Cain, atunci trebuie omorât. Acesta e semnul lui Cain. În timp ce în toată umilința și în toată dragostea voi face cunoscută voia lui Dumnezeu, în același timp voi respecta alegerea omului de lângă mine și credința lui și dorința lui. Așadar, în privința aceasta, să luăm bine seama. Cu privire la îmbrăcăminte, am trecut într-o seară cu mașina pe undeva, printr-o zonă, prin Castelion, dar nu prin centru, am trebuit să mergem pe niște străzi. Și ce credeți că am văzut acolo? Niște focuri aprinse, pe străzi lăturalnici, așa, departe. Și lângă focuri era peștele, să numește, și cu fetele care așteptau acolo, îmbrăcate pentru ocazie, știți. Așa. Și cineva din mașină, o tânără, cred că e prezent aici, a fost în mașină, în seara aceea, a spus, zice, asta vrea să spună Biblia despre cineva când zice, era îmbrăcată ca o desfrânată. Deci asta vrea să spună. Da, uite, cam așa arată echipamentul pentru meseria aceasta. Și am avut și noi, vă imaginați, fiind tată de patru fete, am avut multe întâlniri de felul acesta. Foarte serioase. Și despre unele haine a trebuit să spun fiicelor mele, uite, la ce categorie de persoane se folosește salopeta asta. Deci asta e pentru o anume categorie de persoane, echipamentul ăsta. Îi faci parte din categoria asta? Fetele au spus niciodată, Doamne, să ne ferească Dumnezeu. Păi, atunci ai zis, nu e cazul. Dacă cineva caută o persoană de acest fel, să uită la îmbrăcămintea asta, și atunci. Dar tu caz nu e vinovată, dacă tu nu faci parte din categoria asta, și porți haina aceasta. Ești cam așa cum zicea în Biblie. Deci, cine ești tu? Și el ți-a zis, sunt Esau. Esau i-a zis. Se mai cheamă Esau, auzi. Dar zice, spunea adevărul când a zis așa? Ba da, spunea adevărul. Spunea, păi el era Esau, el nu mai era Iacov atunci. Dacă aș fi fost Iacov, nu umbla cu așa ceva. Dar acum omul a spus drept. Și atunci tatăl lui a zis, hainele sunt ale lui Esau. Dar glasul al lui Iacov. Așa, dar Dumnezeu să ne ajute, conform și cu predica pe care am avut-o înainte de întâlnirea aceasta, ca să fie un acord între ce mărturisim și ce trăim. Domnul să ne ajute. A spus aseară că păcatul ucide și nu Dumnezeu. Spuneți, vă rog, atunci cum se explică faptul că la Potop, Sodoma și Gomora, Erihon, etc., Biblia spune că Domnul a adus nimicire. Da, oriunde scrie un cuvânt de felul acesta, să știți că el reflectă adevărul. Dacă Dumnezeu nu încuvința acest lucru, dacă nu încuvința, dacă nu permitea, dacă nu îngăduia să se întâmple, nu se întâmpla așa ceva. Indiferent că e vorba de Sodoma sau din altă parte. De ce a îngăduit Dumnezeu acest lucru, se pune întrebarea? Pentru că el a respectat libertatea Sodomei și a respectat libertatea Erihonului. Însă îl privește pe Dumnezeu dacă a fi fost după el, și este greșit să spunem vreodată că aceasta a fost voia lui Dumnezeu. E greșit! Și ce spune în Biblie? Zice, doresc eu moartea păcătosului? Nu, zice Domnul Dumnezeu, eu nu doresc așa ceva. Nu doresc eu mai degrabă ca el să se întoarcă și să aibă viață. Că ați văzut cum se zbucim acolo, cum să te dau Efraime, cum să te predau Israele. Mi se zbate lăuntru mine, n-aș vrea să te dau, dar trebuie să te predau. Pentru că Dumnezeu respectă alegerea omului. În sensul acesta este Dumnezeu implicat aici.
Mai sunt alte cazuri în Biblie, poate vom mai avea ocazia vreodată să le studiem împreună. Poate ați vrea să mă întrebați de unde a trimis Dumnezeu un duh de minciună care să-l înșele pe Ahab să meargă la război. Nu? Și întrebări de felul acesta. Păi iată de unde a trimis Dumnezeu. Ahab a zis, mie nu-mi place adevărul. Mie îmi place să fiu mințit. Și Dumnezeu a respectat libertatea și alegerea Lui și a dat exact lucrul pe care El l-a cerut. Este o expresie nu a voiei Lui Dumnezeu sau a dorinței Lui Dumnezeu, ci este o expresie a alegerii omului. Aș vrea să obțin o explicație cu privire la schimbarea hotărârilor Lui Dumnezeu în funcție de împrejurări. În cazul lui Samson, se spune lucrul acesta venea de la Dumnezeu. David, cu privire la numărătoarea poporului, același lucru. Balaam, întâi i-a spus, nu te duce, după aceea i-a spus, du-te. Aș vrea să am o explicație. Întrebarea, cu alte cuvinte, zice, Dumnezeu se schimbă după împrejurări, are două feluri de măsuri, sau mai multe feluri de măsuri, măsoare fiecare așa după cuvânt, sau el este același ierat și în veci, și aceasta este întrebarea. Revenim la același concept. Domnul i-a spus lui Balaam, nu te duce. Dar Balaam a spus, stați-a ce? Poate se schimbă ceva. Și s-a schimbat ceva? Nu s-a schimbat nimic la el. Nu s-a schimbat nimic. Dumnezeu doar i-a respectat dorința și alegerea lui. Și i-a spus, mergi, du-te. Dragii mei, o să astea care le primesc mai acum, le pun mai jos, în caz că nu mai avem timp, știți, să nu cumva. Cineva care mi-a trimis mai devreme. De ce spune Dumnezeu lui Abraham, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, în timp ce el avea doi fii? Probabil că ați ascultat seria aceea de predici, praf de tată. Și expresia pe care ați menționat-o aici este cuvânt biblic al lui Dumnezeu, în care Domnul i-a spus lui Abraham, ia pe Isaac, pe singurul tău fiu. De ce? Pentru că Isaac era fiul legământului, pe când Ismael era fiul lui Avram și al Sarei și al Agarei, dar și al Sarei. Și al Sarei, ea era autorul moral la toată treaba aceasta. Dumnezeu i-a dat binecuvântare extraordinară și lui Ismael, așa cum se vede astăzi. E plin de petrol acolo la el. Cine s-a gândit vreodată că planeta Pământ o să aibă nevoie de pietrișurile și nisipurile lor? Toată lumea este astăzi acolo. Dar când se privește fiul lui Abraham care să perpetueze moștenirea spirituală, era doar cel care venise prin legământ. Isaac reprezenta mântuirea prin credință, prin credința în Dumnezeu și în făgăduința Lui, Ismael reprezintă mântuirea prin fapte. Unul era fiul legământului, celălalt era fiul familiilor. Așadar, la fel este și în viața noastră. Un copil al lui Dumnezeu poate să lucreze ca medic psihiatru, chiar ar fi frumos și bine, având în vedere că această specialitate medicală este astăzi una dintre cele mai complexe și perplexe dintre toate. Și având în vedere că astăzi în psihiatrie și în istorie, nu numai astăzi, în istorie, psihiatria a fost domeniul de publice abuzuri. Cred că vă amintiți de psihiatria din România, de pe vremuri. Dacă nu erai cuvinte la partid, imediat te trimiteau să te faci sănătos la o instituție de psihiatrie. Așa au trimis pe unul dintre cei mai buni prieteni ai mei, care s-a întors de acolo nebun și așa a și murit. Așa s-a întâmplat cu un alt prieten cunoscut al meu, care a murit într-un spital în Târgoviște, care a fost radiat la mijloc în timp ce aștepta la o ușă. Acela a fost tratamentul. Dumnezeu ar avea nevoie de un medic psihiatru devotat lui Dumnezeu, care să ajute această categorie tot mai largă de bolnavi, cei psihici. Supunerea este o datorie față de Dumnezeu sau este o simplă alegere? Vreau să ce ziceți? E o datorie sau e o alegere?
Creștinea sau ta. Bine ați răspuns. Este și o datorie și o alegere. Dumnezeu nu va respecta niciodată ceva pe care noi nu l-am făcut prin alegere și pe care nu l-am ales de bunăvoie și în care nu am pus dragoste în cerța. Chiar dacă mi-aș da hrana săraților, chiar dacă aș predica și așa mai departe, dacă nu am făcut din dragoste, e nimic. Așadar, acestea vin împreună și lucrează împreună. Cum vă simțiți când sunteți înconjurați de necredincioși? Extraordinar de bine vă simți. Abia aștept. Abia aștept. Pentru că am ceva de spus. Și am de vorbit despre cineva. Și abia aștept momentul acela. Nici nu vă imaginați cum stau de încordat la vânătoare să văd când vine clipa aceea când voi vesti pe Domnul Hristos persoanele de lângă mine. Acum, nu mă faceți să povestesc ultimul zbor, care, sau unul dintre zborurile care le-am avut între Pennsylvania și Florida. Cine a stat lângă mine și ce fel de reviste îmi răspoia mie înclinate spre mine asta. Le răspoiasem, dar și până la urmă vreau să vă spun că am coborât frumos la aeroport în Miami cu o persoană care mi-a cerut rugați-vă pentru sufletul meu, vă rog. Și am spus, mă voi ruga și acolo m-am rugat pentru ea. Știu că Dumnezeu va binecuvânta. Așa, dar nu vă temeți de așa ceva. Biblia spune, Mântuitorul a spus, nu te rog să iei din lume. Nu. În America a apărut un curent printre frați că e vremea să plecăm la munți acum. Puțin la munți. Și unii s-au cumpărat căbănuțe, ea mai ars focul cu tâmpii la spate și au fugit iar în oraș, dar s-au cumpărat căbănuțe, au mai făcut. Ați văzut ce a fost pe televizor de unde zi. Dar pastorul de la Universitatea Lomarinda a spus, zice, fraților, acum nu e timpul pentru fuga la munți. Acum e timpul pentru fuga la Los Angeles. Acolo trebuie să fugim, noi sunt 13 milioane de oameni care trebuie să audă vestea despre Domnul Iisus Hristos. Când a venit timpul să mergem la munte, vă merge. Așadar, îmi puneam întrebarea dacă ar trebui să merg într-o țară din aceasta musulmană, unde este interzis și credința este așa cum este privită, cum aș merge? Am spus că n-aș lua nicio carte cu mine și n-aș da nimănui niciun studiu biblic. Nu aș face așa ceva. M-aș duce acolo cu rugăciunea aceasta, Doamne, dacă nu poți să mă faci o evanghelie vie pe mine, nu mă trimite acolo. Pentru că în Biblie spune, voi sunteți o epistolă vie, acolo în lumea în care vă trimit eu. Dacă oamenii nu pot să citească din viața mea, atunci n-are rost să le citesc din cărți. Nu. Mă rog lui Dumnezeu ca în primul rând, înainte de a citi din carte cuiva, să mă ajute să poată să citească, cum spune acolo, este o epistolă scrisă și citită de toți oamenii. Ce părere aveți despre psihoze, schizofrenie, paranoia, halucinații? Pot fi determinate de o prezență demonică. Medicina nu găsește rezolvare, ci doar o ameliorare simplă și parțială de moment. Ce spuneți? Fraților, am condus pe un cunoscut al dumneavoastră, al unora este cunoscut aici. L-am condus într-o operație majoră în Statele Unite ale Americii. Și înainte de pregătirea preoperatorie, l-a întrebat medicul cum se simte lucrurile și dânsul a spus ce să fac. De 10 ani am noapte de noapte cele mai cumplite coșmaruri posibile. Nici nu închid ochii bine și sunt mâncat de niște cai și mă văd eu pe mine cum mă mănâncă pe mine caii ăia și mă scol transpira și chinuie și nenorocii și visez toate nenorocirile care se pot visa pe pământ. Și a zis dânsul, eu sunt pastor. Și m-am rugat, am postit, s-a rugat fras pentru mine să mă libereze Dumnezeu de diavolul. Și uite, de 10 ani sunt chinuit în felul ăsta. Și doctorul, prietenul meu, a zis, zice, poți să văd și medicamentele pe care le iei tu în România? Și a zis, da. Și a spus medicamentele frumos, el s-a uitat, deși era în limba română, s-a uitat la compoziția medicamentelor și a spus, zice, vezi, dacă el aș avea pe doctorul ăsta, el aș spune 10 ani să ia și el astea două medicamente împreună. Și să spune ce visează el noaptea după ce ia medicamentele astea împreună. Deci un aspect al problemei poate să fie cel chimic, depinde de ce substanțe s-au folosit.
Un alt aspect poate să fie cel emoțional. Sunt aspecte ale vieții care impresionează mintea atât de puternic încât apoi sunt reluate de creier, sunt dezvoltate și poate să fie și aspectul demonic în care o persoană este posedată de diavol. Soția unui presbiter în România a aplicat sărmana într-un pusteu din ăsta de frică. Și frica după lume, tremura, nebunează, făcea așa noaptea pe stradă, era frică să stea în casă, era frică să iasă afară, totul era frică și frică. Toată lumea a zis, domne, a făcut vreo nelegiuire, ceva în secret, dar a intrat diavolonia, cine știe. Da. Până la urmă a fost condusă la un medic, medicul acela a făcut analize și a spus, domne, mai magneziu. Deci lipsește magneziu tot. I-a administrat un tratament cu magneziu, i-a sărit frica femeii ca și când n-a fost niciodată. Așadar, primul lucru la care trebuie să ne gândim este cel pe care l-a lăsat cuvântul lui Dumnezeu. Doresc ca toate să-ți meargă bine, dar sănătatea, spune acolo, să sporească așa cum sporește sufletul tău. Și dacă suntem confruntați cu un aspect din acesta, cu care personal am fost confruntat de mai multe ori, am fost chemat și m-am rugat pentru astfel de persoane și am trăit împreună cu frați și cu adunări întregi uneori experiențe cutremurătoare în acest domeniu, dacă e vorba de așa ceva, singurul răspuns care poate fi dat este chemarea Domnului Hristos, a Duhului Său Sfânt, care să ia în stăpânire persoana aceasta și să o elibereze. Și Domnul este același. Face aceleași lucruri care le-a făcut întotdeauna, le face și astăzi, dar este împiedicat sau limitat de puțina noastră credință. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Mânia nu este păcat, se contrazice Biblia. Da, așa spune acolo în Biblia. Cine se mânie este deja un ucigaș, este un criminal. Că dacă nu ar împiedica legea sau frica, ar trece la faptă imediat. Cine se mânie. Ce înseamnă expresia asta? Mâniați-vă și nu păcătuiți. Păi de mâniat, toți ne mâniem. Și acest lucru este valabil la modul general. Dar nu este nimeni obligat să se comporte ca un om mânios. Nu. Un om se poate stăpâni, poate să-și încredințeze Duhul lui Dumnezeu, poate să-și țină limba în stăpânire, să nu dea drumul la vorbe, poate să pună o strează gurii lui și ochilor lui și așa mai departe. Și cu ajutorul lui Dumnezeu și prin prezența sa, cum a zis Vasile Militaru, mânia în oamenii cei buni se naște moartă. Se topește. În cei cu minți, în cea străiește. În semidopți trăiesc pe luni. 3 ani în destupit din gloată, iar în misei viața toată. Dumnezeu ne poate scăpa de lucrul acesta. Care trebuie să fie poziția creștinului și a bisericii față de cafea, Coca-Cola și energizante? Păi ați văzut că la sport i-a dibuit pe unii care și-au băgat la vena acolo sau care au luat și au avut ei performanțe extraordinare, dar ce rușine a Pământului să li se ia medalia înapoi și să fie scoși afară din sport. Tot ceea ce nu este natural și sănătos pentru corpul nostru și vătămător, nu vine de la Dumnezeu. Tot ceea ce distruge. Mai modern acum, studiile au demonstrat efectul destructiv al cofeinului. Eliminarea masivă de calciu din corp, din cauza acestui lucru. Slăbirea sistemului nervos. Epuizarea care urmează dozelor de cofein. Au demonstrat că, de fapt, nu numai că nu ajută la nimic, ci din potrivă păgubește foarte mult. Acum am avut niște cunoștințe care au mers în America cu mașina, 2 părinți și 4 copii. Au avut 5 copii de toți. Și cel mic de toți, când a plecat de acasă, o bătrânică a ieșit după ei și a spus, lasă-l mă pe ăsta micu, că-i prea mic. Nu-l lua cu voi. Lasă-l acea acasă, că am eu grijă de săracul, să-l duceți voi pe drum atât de atât. Când s-a apropiat de nordul Californiei,
toți au dormit în mașină, soțul a adormit și el după ei, au plonjat într-o prăpastie și întreaga familie a dispărut într-o singură clipă. 6 au murit, 4 copii și 2 părinți. Dacă ar fi așa vreo situație din asta cumplită, dacă cineva își pierde viața din cauza aceasta, l-aș sfătui să se preastăfă ce aș spune cafea. Pentru că un piramidon care luăm noi, sau un antinevralgic, are cofeină în el prin 6 sau 8 este cafea, nu cât este acolo. Deci medicamente, unul se laudă că nu bea cafea și a băut săracul cafea cu carul. Toată viața când a luat medicamente, de fapt. Coca-Cola este mai periculoasă nu din cauza cofeinei care este în ea, care cofeina este o fracțiune din ce se găsește într-un medicament, într-o pastilă, este o fracțiune doar ce acolo. Pericolul la Coca-Cola este zahărul. 20 la 22 de lingurițe de zahăr turnate într-o sticlă de Coca-Cola care merg în ficat, care fac ficatul să producă insulină și de aici începe ciclul acela care în final duce la diabet și așa mai departe. Fraților, mă rog lui Dumnezeu, cum este Apostolul Pavel, aș vrea ca toți să fiți ca mine, sănătoți tu, așa cum sunt eu astăzi. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru sănătate psihică. Îmi pare rău că trebuie să mărturisesc greșeala asta în zile când trebuie să lucrez 20-22 de ore uneori. Poate numai cu mintea. Am decălătorit foarte mult. Am stat înaintea dumneavoastră în nenumărate ore, de foarte multe ori. Și mulțumesc lui Dumnezeu, corpul funcționează atât de bine și nu am avut grijă așa cum ar fi trebuit să am. Dar am în vedere să fac lucrul acesta. Mă rog și pentru cei care ne ascultă pentru același lucru. Când un conducător în păstorirea turmei sale merge din eșec în eșec, ce ar trebui să facă? Pe acela pe care Hristos îl cheamă, el îl și înzestrează. El nu-l cheamă la eșec. Cuvintele pe care ni le spuneți aici sunt valabile nu numai pentru păstor, ci sunt valabile pentru noi toți. Ce se întâmplă de fapt? Ce semnal este aici? Este un semnal să vin înaintea lui Dumnezeu și să-mi reconsider poziția mea, să-mi reconsider lucrarea mea. Ce fac eu? Ce roade aduce lucrarea mea? Este acesta un pom bun? Că Mântuitorul a spus, după roade veți cunoaște. Nu după părerea oamenilor, nu după impresiile pozitive sau negative ale unora sau altora. Dacă Ezechiel ar fi cerut părerea oamenilor din vremea lui, să-l votau aut imediat. Și la fel îl votau pe Ieremia și pe toți ceilalți. Dar fiecare om trebuie să se cerceteze pe sine și așa să primească o slujbă sau să nu o primească. Vă spun un mic secret. M-au criticat unii, de ce ai dat Sfânta Cinelul cu tare? De ce l-ai botezat pe cu tare? De ce l-ai căsătorit pe cu tare? De ce ai făcut un slujbă? Aș dori să vă spun că în economia lui Dumnezeu, slujbele acestea nu se dau, ci se iau. Eu nu dau nimănui. Cineva ia. Și acolo scrie cine ia în chip nevrednic. Acela e vinovat. Cine ia în chip nevrednic. Păi, cui i-a mai dat Sfânta cine Iisus între alții? Lui Iuda i-a dat Sfânta. Cui i-a mai spălat picioarele Iisus? Lui Iuda i-a mai spălat picioarele. Da. Și Iuda era dator să ia sau să nu ia? Să nu ia. Avea ceva de spus, dar n-a spus. Așadar, în privința aceasta, fiecare om să se cerceteze pe sine. Cineva s-a lăudat că a rămas într-o funcție de presbiter mai mulți ani și că a fost binecuvântat în timp ce trăia un adulter cu o altă persoană și s-a lăudat cu performanța asta. A zis că nici nu crede că e păcat, că dacă era păcat, a zis el, nu-mi găduia Dumnezeu să mă aleagă de 3 ori la rând și să-mi dea și binecuvântarea. Și am spus, nu ți-a dat nimeni binecuvântarea, ai luat-o tu. Nu ți-a dat-o nimeni, nu te-ai înșelat asta. Tu ai răspunderea aceasta. Și fiecare dintre noi la fel, valabil în dreptul pastorației, valabil în dreptul diaconiei, presbiteriei sau oricărei alte poziții în lucrare. Numărul de 144.000 este simbolic sau literal. Cu lumina pe care o avem astăzi, partea care este descoperită nouă cu siguranță
este caracterul acestor oameni. Urmăriți caracterul lor, urmați-le exemplu. Ei nu s-au întinat, să spune despre ei, și ei urmează pe miel oriunde merge el. Urmați-le exemplu. Să ne învățăm să nu trecem peste ce s-a scris și să nu ne preocupe așa de mult tocmai acele lucruri pe care Dumnezeu nu s-a preocupat să ne le descopere, ci ne-a dat ce ne trebuie pentru mântuirea sufletului nostru. Au fost biserici care s-au spărmat pe tema aceasta, celor răstătate în spatele mine, s-au certat oameni și ce puțin au imitat ei pe aceștia în ce privește caracterul lor. Acolo trebuie să ne uităm noi. A fost Dumnezeu de acord cu jertfa adusă de Ifta? În Biblia spune că aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie? Nu. Nu sunt în legătură un text, textul acesta cu ceea ce a făcut Ifta. Ifta a făcut atunci ceea ce a considerat el de bine și drept pentru Dumnezeu după lumina care o avea el la data aceea. Pavel spune, din neștiință am lucrat în necredință. Dacă ar fi cunoscut pe Dumnezeu mai de aproape și Evanghelia Domnului, atunci probabil că istoria ar fi fost scrisă altfel. Sunt acolo o mulțime de lecții care ne-ar cere foarte mult timp să le luăm în considerație. Ce diferență este între adventiști și reformiști? De ce reformiștii s-au retras din Biserica Adventistă? Fraților, nu știu ce să vă spun, dar în ce mă privește, vreau să vă spun că eu știu un loc unde nu e nicio diferență între nimeni. Locul acela se numește Crucea de la Golgota. Din cauza că nu suntem acolo în locul ăsta, cum ne îndepărtăm de acolo, încep să apară diferențele. Dar cât stăm în locul acesta sfânt, acolo Dumnezeu ne-a făcut egale, ne-a făcut frați, ne-a dat ocazia mântuirii, ne-a oferit binecuvântarea aceasta. Procesul istoric e cunoscut. Dar ceea ce contează astăzi cel mai mult este întrebarea aceasta. Ce loc ocupă Iisus în viața noastră ca frați? Personal, eu îi consider pe acești frați pe o treaptă mai sus în credincioșia lor față de Dumnezeu. Îi iubesc, îi prețuiesc, am prieteni foarte apropiați și azi am avut prima ocazie în viața mea când am fost invitat să predic într-o biserică a fraților de la Mișcarea de Reformă. Și mă bucur din suflet. Am avut un conducător proeminent al Mișcării de Reformă românești și din lumea întreagă, care m-a vizitat la Londra pe când eram pastor și l-am invitat cu toată dragostea și considerația de mai multe ori să predice Cuvântul lui Dumnezeu și am rugat pe frați să pună predica lui în internet să fie auzită în lumea întreagă. Și așa, așa s-a întâmplat. Așadar, dacă ar fi după mine astăzi și după cum doresc și mă rog, cerul lui Dumnezeu ca tot ceea ce altul ar zice că se numește diferențe sau deosebiri sau separări, să piară în Hristos Iisus. Pentru că Biblia spune, Domnul a dărâmat zidul de la mijloc. Și așa să ne ajute. Amin. Ne întreabă cineva în legătură cu relația intimă în sabat. Trebuie să avem o ordine a priorităților. Ordinea priorităților este aceasta. Sabatul lui Dumnezeu a fost închinat lui Dumnezeu și suprema mea bucurie și plăcere în sabat este închinarea și umblarea cu Dumnezeu. Aceasta este suprem. Deasupra oricărui alt lucru sub cerul și pe pământul acesta. Așa că să dăm fiecărui lucru destinația lui. Pentru aceasta este destinat sabatul lui Dumnezeu. Este un templu în timp în care nu ne mai întâlnim doar unul cu altul, cum ne întâlnim noi toată viața, ci acum noi doi ne întâlnim cu cineva. Și atenția noastră nu mai e concentrată unul asupra altuia, ci atenția noastră amândoi este concentrată asupra celui ce vine. Și Dumnezeu să ne ajute. Amin. Vin de la catolici. Cum vedeți dumneavoastră despărțirea în căsătorie și recăsătorirea? La dumneavoastră, cum este că la catolici nu se acceptă pe bază biblică? De la catolici nu-i primește să se căsătorească din nou. Pe ce verset din Biblie vă bazați în sensul acesta? Fraților, trebuie să mărturisesc că sunt în grele și grave încercări la acest capitol din toate părțile. Pentru că satana atacă furibund familia.
este un atac. Cel nu s-a pomenit în istoria lumii. Instituția aceasta, care a fost întemeiată de însuși Domnul Hristos, ca să pregătească oameni pentru împărăția cerurilor, atât pe soți și soție, cât și pe copii, instituția aceasta este astăzi cu foc încrucișat. Trag demonii din toate direcțiile posibile. Trage în familia ta televizorul care l-ai pe masă, trag casetele și DVD-urile care le ai acolo, trag locurile astea de închiriat DVD-uri și casete, trag focurile alea care sunt pe lângă Castelion, pe acolo aprinsă noaptea, toată noaptea, trag pozele de pe pereți, de pe clădiri, se trage de peste tot în această instituție sfântă numită familie. Să ne luptăm, cum spunea Dietrich Bonhoeffer, a scris din închisoare o predică de nuntă, pentru că a fost chemat să predice, dar era arestat. Și Dietrich Bonhoeffer a spus că prin faptul că voi luptați pentru familia voastră, să o păstrați în picioare, prin faptul acesta, deci voi dați dreptate lui Dumnezeu când El a zis, nu e bine ca omul să fie singur. Satana nu atacă de fapt aici pe oameni, ci atacă pe acela care a întemeiat familia. El vrea să denigreze pe Dumnezeu. Asta vrea să facă. Vrea să arate că a greșit, că a făcut un lucru rău și că există alternative considerate superioare astăzi. Dar vă îndemn din tot sufletul meu, faceți ca familia dumneavoastră să fie o mărturie în lume că Dumnezeu a avut dreptate când a zis și când a făcut ceea ce a făcut. Acum, cu privire la cazurile acestea, fraților, este ca și într-un spital. Azi am întâlnit o prietenă scumpă din Berlin, a venit aici cu sora ei, special să participe la un serviciu divin. Doar un serviciu divin am avut după masă. M-am uitat de aproape la ea și am zis, măi, nu se vede. Am zis, ei, trebuie, cum nu se vede? Nu prea se vede. Deci s-a fost în acel accident fatal din România, care a murit pastorul Engelhardt, Adam. Poate că unii știți, da, Engelhardt, Adam. Și deci s-a fost în mașina aceea, care a fost făcută praf, a fost prinsă la pământ. Pastorul a murit, adesea a trecut prin accidentul acesta și am rămas uimit cât de puțin se vede, foarte puțin. Sunt accidente și în domeniul acesta. Și acum, fraților, cei care au scăpat din accidente, cred că n-ar trebui împușcați fiindcă au scăpat. Cei răniți în război, cred că nu ar trebui îngropați de vii. Ar trebui fiecare biserică și fiecare pastor și slujitorii bisericii să judece de la caz la caz. Să nu lucrăm cu ghilotina așa care taie capete fără niciun fel de discernământ, și să lucrăm așa cum a lucrat Mântuitorul nostru, care judeca pe fiecare om, nu în funcție de aparențe, ci în funcție de adevăr. Și sunt ispitit să încep să mai spun mai multe aici, din diversele cazuri în care a trebuit să mediez, dar vă îndemn din tot sufletul meu, acordați atenție maximă acestui domeniu. Nu vă lăsați ispitiți de diavolul cu niciun chip să săriți, să ieșiți în afara legământului acestuia, pentru că este un legământ la care a fost chemat martor Dumnezeu. Și l-a fost martor, scrie Maleachi, între tine și soția ta, între cei promis cu și cea promisia, garantul a fost Dumnezeu. Și orice credere a noastră în domeniul acesta aruncă o umbră asupra lui Dumnezeu. Vă scriu, dar să nu păcătuiți, spune Ioan. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor și mă rog lui ca el să găsească soluția și răspunsul. Dumneavoastră păstoriți acolo de unde se va da decretul duminical. Cât de avansat este această problemă? Considerați că păstoresc în Israel cumva? Sper că ați auzit. Recent a fost propus un decret destul de agresiv în Israel. Acolo va începe. De acolo se începe. Sabatul este desacralizat, se dă voie la transportul în comun și auziți la ce termen, se dă voie la distracție în sabat. Distracție însemnând orice posibil pentru oricine. Unul se distrează cumpărând, unul se distrează muncind, unul se distrează mai știu eu cum. În sabat, iar duminica, toate magazinele sunt închise, totul este închis, absolut nimic nu circulă, nimic nu funcționează. Se transferă, cu alte cuvinte, de la o zi la alta. Și am citit în jur de 100 și ceva de articole în internet
legate de reacții la această situație. Și majoritatea spuneau, mă așteptam să se întâmple în America, dar nu acolo. Tocmai acolo a fost înfit steagul acesta. Iar cu privire la a lucra într-o țară ca aceasta, eu nu vreau să lucrez nici într-o țară unde se dă decretul, nici în una unde nu se dă decretul. Nu acesta este criteriul meu dacă mă duc într-o țară sau nu. Criteriul nostru al tuturor trebuie să fie unde mă trimite Dumnezeu pe mine. Aceasta este întrebarea. Martin Luther a spus, dacă mă trimite Dumnezeu în gura balaurului, voi intra acolo, dacă mă trimite Dumnezeu. Vă amintiți rugăciunea de aseară a lui Livingstone, David Livingstone. El a zis, Doamne, trimite-mă unde vrei Tu, dar te rog să mergi cu mine. Pune-mi pe umăr ce greutate vei alege Tu, dar susține-mă în aceasta. Tai în orice legături vei vrea Tu pe pământul acesta, numai cea care este cu tine și cu lucrarea și cu inima ta, aceea să nu se taie niciodată. Am avut această experiență și am trăit-o la ambasada română în București, când am primit viză pentru statele în care am venit, cu familia întreagă. M-am dus acolo și am căutat să stau liber în sufletul meu și neînclinat spre iubita mea Românie sau spre necunoscută America. Cu 4 copii după mine. Când terminasem o casă după 16 ani de muncă. Nu? Și pusesem tot acolo la punct, acum eram prea fericit să-i facem inaugurarea la casa aceasta și în loc să facem inaugurarea la casă, eram cu o valiză în mână într-un avion, cu 4 copii, plecam într-o casă unde plăteam $1,200, unde plăteam $900 chirie și aveam salariul de 1,200 pe lună. A fost destul de șocant acest lucru. Dar m-am silit să stau la ambasadă în fața consulului, absolut drept, în sufletul meu. Și am spus lui Dumnezeu, Tată, nu vreau nici România, nu vreau nici America. Te vreau pe tine. Unde vrei tu, acolo voi fi eu cu tine. Așadar, în privința aceasta, să cerem călăuzirea lui Dumnezeu. El ne-o va da, dacă o dorim din toată inima noastră. M-a întrebat o doamnă într-o seară aici, m-aș bucura dacă ar fi prezentă în mijlocul nostru, m-a întrebat unde este cerul. Spune-mi unde este cerul. Și ea m-a întrebat pe mine și am întrebat și eu pe altcineva imediat, în gândul meu. Am zis, Doamne, unde este cerul? Și atunci am răspuns acestei persoane. Doamnă, cerul este o persoană. Numele lui este Domnul. Unde e Domnul, acolo e cerul. Dar unde nu e Domnul, acolo e el. Așadar, cu ajutorul lui Dumnezeu, să cerem lumine ca să fim acolo unde El ne cheamă. Dragii mei, două minute mai rămâne, pentru că mai avem un dar. Dar cum poate Dumnezeu să fie drept și spun că ne îngăduie lui Satana să-i provoace lui Iov atâta suferință? Auzi, de ce îmi ție spus să vorbești în locul lui Iov? Hai să-l întrebăm pe Iov treaba asta. Nu? Ce ziceți dacă îl întrebăm pe Iov? Ce o să spun eu? El va zice binecuvântat să fie Dumnezeu. Adică, El este cel sfânt, cel neprihănit. Ochii mei îl vor vedea. Ochii mei și nu mai altă. Oricât mă doare astăzi, am să-l văd sufletul meu din veste de înăbezea, de dorul acesta în lăuntru meu. E un caz special sau unul general caracteristic modului în care lucrează Dumnezeu și astăzi în viața noastră? Pe doresc să vă spun că ce a venit peste eu nu a fost o nenorocire, cum o definim de multe ori, ci a fost o mare privilegiu, o mare onoare, o mare cinste să fii conlucrător și împreună lucrător cu Dumnezeu, ca în fața Universului să dovedești dreptatea și neprihănirea lui Dumnezeu. Fantastică cinste a fost acordată lui! Și iată că numele lui a fost scris în cartea celor vii. Așa că, zice, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru, că aveți ceva ciudat care a dat peste voi. Nu. Ci proslăviți pe Dumnezeu pentru aceste lucruri. Și Domnul să ne ajute. Penultima, cred, la care luăm. Ce ne puteți spune referitor la noul curent din biserica noastră care neagă condiția de profet al lui Ellen White? Fraților, vă dați seama că sunt și eu la curent cu toate aceste lucruri cât de cât, așa, cât îmi permite pauzele mele să pot prinde sau nopțile de studiu.
Este o problemă foarte serioasă la mijloc, pentru Biserica Adventă întreagă, din lumea întreagă. Nu voi începe un studiu în clipa aceasta, dar dacă ar fi să începem, care ar dura multe ore. Ce vreau să vă spun? Taina sufletului meu, personal. Și ce am vorbit eu cu copiii mei în această privință, care m-au asaltat cu întrebări, uite ce ne-a învățat la școală, uite ce ne-a învățat la cursul acesta, uite ce mi s-a spus. Unde stăm în privința aceasta? S-a spus așa. Desparte rodul sau fructul de tehnologia prin care a fost produs fructul acesta. Noi nu suntem judecătorii pe Ellen White. Cine e judecătorul? Dumnezeu este judecătorul. Ce suntem? Noi suntem studenți. Eu citesc partea aceasta și mie mi-aduce extraordinar de frumoasă lumină. Trebuie să mărturisesc acest lucru. Când e vorba de neprihănirea prin credință, îmi se topește sufletul în mine când văd armonia valorilor. Ce frumos a luminat Dumnezeu lumea pe calea aceasta. Acum că unii spun, uite, e luat de acolo, uite probă, e luat de dincolo. Dom'le, asta e o treabă pe care o va lucra Dumnezeu. Pe mine mă interesează învățătura în sine. Mă conduce ea la Dumnezeu sau nu? Da, mă conduce. Am văzut lumină acolo. Am găsit acord cu Sfânta Scriptură. Nu voi arunca niciodată copilul împreună cu apa în care l-am spălat. Nu. Și voi lăsa lui Dumnezeu să-l judece, ceea ce nu sunt eu chemat să judec. Dar în ce mă privește, fac din aceasta un studiu frumos și devotat și am primit multă lumină în cei 30 și aproape 5 de ani de când l-am primit pe Domnul și am fost primit de Domnul înaintea Lui. Cărțile acelea m-au învățat să vorbesc un pic mai bine decât ar fi fost fără ele. Mi-au dat lumină cum să înțeleg Biblia și aș vrea să spun a trecut timpul nostru, nu știu, cred că ne oprim. Aș vrea să spun că solia pe care ea a dat-o este aceasta. Dumnezeu dorește să aibă un popor care să înalțe Biblia și numai Biblia ca regulă a oricărei învățături și doctrine. Principiul sola scriptura. Acolo este înălțat. Și cine respectă ce s-a scris acolo, va face lucrul acesta. De aceea eu caut să aduc demonstrația credinței cu Scriptura, așa cum am fost învățat. Și mă rog lui Dumnezeu ca noi, ca biserică și ca oameni și ca frați, să putem avea un scris pentru ceea ce facem sau nu facem în această lume. Îmi cer iertare de la cei care n-am putut să le răspund, am depășit deja prima oră care ne-am gândit noi să fie de dialog unii cu alții. Vă mulțumesc de răbdare, sper că nu sunteți obosiți pentru partea a doua și Dumnezeu să fie cu noi și să ne ajute. Amin.